asemenea, fericire intensă. Inițiativele tale în plan școlar se vor bucura de succes, dar nu chiar atât de repede pe cât te-ai aștepta. Prietenii sunt alături de tine în orice împrejurare și nu vei întâmpina nicio greutate atunci când vei dori să-ți impui punctele de vedere. Rac. Adio tristețe. Popularitatea ta este în continuă creștere, ceea ce îți permite să-ți lărgești cercul de prieteni. Activitățile în care ești implicat îți va aduce nesperate succese pe plan școlar. Relația cu profesorii tăi este avantajoasă și poți miza pe sprijinul necontenit al prietenilor. Leu, putere de durată. Ești hotărâtă, gata de acțiune, dar relațiile dictate de primul impuls nu-ți sunt favorabile, așa că ar fi bine să nu te grăbești câtuși de puțin. În familie, lucrurile evoluează excelent, așa încât părinții îți vor face surprize plăcute de care te vei bucura enorm. Fecioară, vremul pline de realizări. Ați putea primi un dar, deși există unele încărcături, ceea ce te face să ai emoții. Drumurile scurte, alergătura cotidiană te va obosi, dar când vei culege rezultatele, vei fi foarte fericit. În curând primești vești de la prietenii tăi, aflați pe alte meleaguri către sfârșitul lunii. Balanță, fiți relaxați! Trebuie să găsiți soluțiile optime pentru rezolvarea problemei cu profesorul de matematică. Ați cam dat-o în bară și asta nu e bine. Învățați, fiți relaxați și situația se va rezolva cu bine. Contați pe ajutorul colegilor de clasă. Baftă! Scorpion, sunteți în formă. Aveți în față o perioadă plină de realizări, deși sunteți cam neliniștiți. Ți se va face o propunere loială pe care nu trebuie să te grăbești să o demarezi. Relația cu persoanele mai tinere din familie se poate îmbunătăți cu condiția să fii mai înțelegător. Săgetători, chiar i-ați supărat pe părinți, deși aceștia v-a trecut totul cu vederea. Nu credeți că este timpul să vă cereți iertare? Oricum, noi nu vă ținem predică. Capricorn, răsfățoade astre. În familie vor avea loc tot felul de evenimente care te vor mulțumi. Cineva din anturajul tău are neplăceri și așteaptă un ajutor din partea ta. Este momentul favorabil să întinzi mâna prietenilor la nevoie. Vărsător, șansa e de partea ta. Deși șansa e de partea ta, nu sunteți în cea mai bună formă. Pe cât posibil evită să faci unele schimbări majore, mai ales în ceea ce privește școala și familia. Fii deștept, agil și ieși din încurcături. Pești, încredere în forțele voastre. Veți avea de depășit câteva perioade grele, dar prin asta veți crește și veți câștiga mai multă putere. Nu ratați aceste șanse excelente pentru moralul vostru. Folosiți-vă energia și ieșiți singur din impas, căpătând multă încredere în forțele voastre. Succes! Astăzi, la rubrica Pity Star, avem o invitată specială, așa că să o lăsăm pe ea să se prezinte. Mă numesc Clara Crețu, am 10 ani, sunt la școala 7, în clasa 3. Știu că principala ta preocupare este teatrul. De unde vine această dragoste pentru actorie? Păi, în general îmi place când îi văd pe părinții mei jucând pe scenă și mi-aduc aminte când eram mică. Când ei erau pe scenă, colegilor aveau grijă de mine că eu dormeam pe masa de machiaj. Cine te-a inițiat în tainele teatrului? Bunicul meu, pentru că m-a luat în piesa Vrăjitorul din Oz și m-a pus în rolul principal, care era Dorothy. Sper să faci carieră din teatru. Păi, încă nu știu, sunt prea mică pentru așa ceva, dar când am să fiu mare am să-mi dau seama. Care este rolul tău preferat? Rolul meu preferat este Dorothy,
din Vrăjitorul din Oz pentru că am avut mari emoții la primul meu spectacol și emoțiile s-au dus cu bine. Ce simți în momentul în care ești pe scenă și ești răsplătită cu aplauze? Păi simt fericire pentru că am avut succes și pentru că nu mi s-a întâmplat nimic, ceea ce nu trebuia să întâmple. Care este cea mai frumoasă amintire a ta de pe scenă? Cea mai frumoasă amintire a mea de pe scenă a fost în prima piesă, Halitatul la Union, când am fost prima oară pe scenă. Ei, și acum că tot am întrebat numai despre teatru, să te întreb și care este idolul tău? Idolul meu în legătură cu cântece este trupa Andre. Ca teatru este, bineînțeles, sunt părinții mei. Așa și ca desen sau ca un film, cum să spun eu, desen este animat. Scooby-Doo. Cu ce altceva te ocupi tu în afară de teatru? Pentru că nu numai teatru este în viața ta. Păi mă ocup și cu jiu-jitsu și majoretă și, bineînțeles, și cu școală. Mai ai timp și de școală? Da. Dar în timpul liber ce faci? Păi nu prea am timp liber. Urmărești emisiunea lui Piticot? Din păcate nu, pentru că toată ziua sunt ocupată și nu pot. Dar când am să pot, am să o urmăresc. Ce vreau să ne spui acum la încheiere? Păi, pentru cei care urmăresc, să urmărească întotdeauna și să urmărească fericiți și cu atenție. Îți mulțumim că ai fost alături de noi. Până data viitoare, fiți cu ochii pe lumea lui Piticot! Dimineața, dragi piticos, ne bucurăm de spus pentru că suntem alături de voi în această zi, deoarece a început o nouă rubrică a creațiilor. A creațiilor și nu numai, o nouă rubrică a concursurilor și a premiilor, pentru că să câștigi la un concurs o scrisoare de ajuns. Dacă vreți să câștigați la creații ca Marin Ionuț, scrieți-ne pe adresa lumea lui Piticot, bloc 26 pe 31, CVD Creații, împreună cu desenul vostru. Este foarte simplu, nu? Astăzi avem de făcut și două anunțuri. Pe primul am să-l spun chiar eu. Pe 12 iunie va avea loc un concurs de literatură despre marele nostru poet Mihai Eminescu. Ca să participi, trebuie bineînțeles să știi câte ceva despre acest mare poet și câteva poezii scrise de el. Școala și agenția de modele Model Fashion organizează o preselecție de fete și băieți pentru cursuri de modele, teste fotografice, teste fotogenice la sala de gimnastică Pelco Pompi pe 28.05.2000, ora 10. La concursul Ghici avem un nou câștigător care se numește Ștefan Andrei. Felicitări, Andrei, și scrie-ne în continuare. Ne-a plăcut foarte mult scrisoarea ta. Întrebarea pentru data viitoare. Pe ce dată este ziua copilului? Pentru că sigur toți o știți, nu? Să ne trimiteți scrisori, pentru că sigur veți câștiga ceva. Și dacă trimiteți mai multe, aveți mari șanse de câștig. Astăzi aș vrea să facem puține dedicații. Mai întâi vă urez vouă copiilor la mulți ani și note bune. Și data viitoare vă așteaptă o surpriză, pentru că știți voi, noi vom sărbători ziua copilului. Multă fericire pentru doamna Stan Barbu Mirona, pentru familia și bunicii noștri și pentru toți prietenii apropiați. Și, mami, nu uitați să faci un cadou frumos, da? Ne vedem sâmbăta viitoare la un nou concurs. Și nu uitați, cu lumea lui Piticot câștigi tot. Salutare, dragi prieteni! Sunt Florentina și alături de mine este colega mea, Cora. Să nu credeți că astăzi v-am dezamăgit. Ci am primit destule mesaje și le vom citi chiar acum. Să trecem la treabă. De la Gabi, multă sănătate pentru Nic,
Gabi, Mădălina, Elena și Georgeta. De la Buffy, pentru vampirul Angel, mult succes în dragoste și la școală. Din partea Dianei, pentru Flori, pentru Dani și pentru Roxana Stâncoci, succes la școală. Silvia transmite tuturor fetelor de la clubul elevilor care aparțin cercului de dansuri mult succes la Timișoara. Din partea echipei de teatru a școlii de artă Giurgiu, pentru domnul profesor Vasile Toma și pentru echipa din Târgoviște, multă baftă în piesele pe care le veți juca. Mult noroc din partea Marianei pentru Andreea, Madi, Silvia, Venera și Florentina. Pentru Denisa de la Adi, multă sănătate și fericire. Din partea Andrei, pentru Emi, mult noroc. Ramona transmite prietenilor ei și colegei sale, Laura, mult noroc, sănătate și tot ce îți dorești. De la Andreea C, Ana Maria și Andreea M, mult succes, întregii clase a 8-a D la examen. De la Cristina, pentru familie, pentru clasa a 3-a C, pentru toți prietenii care o sprijină, un weekend fericit. De la Talia, pentru Laura, Mihăiță, Ana și Gabi, multă sănătate. De la Marian Iordan, pentru cea mai bună soră, Oana, la mulți ani, cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 10 ani. Mult succes la școală îi transmite Eliza Mihaelei. De la Oana și fetele din echipa de teatru Talia, pentru Alex, mănâncă mai puțin. Pentru Laurențiu Tuță, de la o admiratoare, te iubesc mult. Corina transmite multă sănătate familiei și doamnei Ivan Lucica. De la Cristina, pentru Mihai și Dorin, Valahia, super melodia cu banana, țineți-o tot așa. De la Marco, pentru prietenul lui cel mai bun, Alexandru, baftă la examenul de capacitate. De la Ana Maria, pentru Viorel, de la 8D, multă sănătate. Adriana transmite Mariei la mulți ani. De la Roxana, pentru Alexandra, sper să te împaci cu prietenul tău. De la mulți ani, multă fericire și multe dorințe împlinite, de la Sandra, pentru Radu. De la două fete frumoase, pentru Paul, vânzare bună la casete. Ovidiu transmite tuturor prietenilor un weekend beton plin de surprize. Nu mai insista atât. Acestea sunt cuvintele Mihaelei pentru vecinul ei de la etajul 4. Fie ca totul să fie așa cum îți dorești tu, Marius, îi spune prietena lui Mara. De la Piciu, pentru băieții clasei a 8-a A, de la școala generală numărul 6, mult succes la examen. De la Andreea, pentru toate clasele de a 7 din școala numărul 8, nu vă mai voi uitați atât din cauza vaccinului. Toni transmite colegilor ei succes la basket. De la Mădălina, pentru Gina, multă baftă la capacitate. De la Chris, pentru Ana, la mulți ani cu ocazia zilei de naștere. Din partea Ioanei, pentru toți elevii din școala numărul 8, mult noroc la teză. De la o fată, pentru Mihai, 8-a, sper să mă ierți. De la Valentina, pentru Cătă, mult succes la organizarea petrecerii de sâmbătă seară. De la Cocolino, pentru Mălgean, sper să nu vă pare rău pentru pierderea campionatului de basket. Alice transmite Ralupăi multă sănătate. De la Andreea, pentru Cătălin, sper să nu mă uiți. De la Claudia, pentru 8D, din școala generală numărul 4, baftă și subiecte ușoare la capacitate și distracție plăcută la banchet. Și ultima dedicație, joi este ziua copilului și nu uita să-mi luați un cadou frumos. Vă iubesc mult și pe tine, Flori, transmite Georgiana familiei. Scuză-mă, Cora, penultima, pentru că mai am și o dedicație. Tuturor celor dragi, doamna Geta Breazu le urează să fie întotdeauna sinceri și să primească cu încredere și să privească cu încredere în viitor. Acestea au fost doar o parte din mesajele pe care le-am primit. Dar asta nu înseamnă că nu le vom difuza. Vor fi transmise în viitoarele noastre emisiuni. Acestea fiind spuse, ne luăm la revedere. Dar nu înainte de a vă spune încă o dată adresa noastră.
Șoseaua București, bloc 206 pe 3S1, parter, pentru lumea lui Piticot, mesaje. Și nu uitați, rămâneți în lumea lui Piticot. La revedere! Dreptate. Cu cât o duceți mai ușor, cu cât sunteți mai puternici, mai bogați, mai fericiți, mai nobili, cu atât se cuvine să fiți mai drepți. Cine are dreptate și libertate, pentru acela vine și timp. Zborul tulbure și fântâna stricată este omul drept care își pierde cumpătul în fața celui fără de lege. Iubirea de dreptate la cei mai mulți oameni nu e decât teama de a suferi nedreptate. Bună ziua, dragi bunici! Bună ziua, măi pitici! Bună ziua, mame tați! Bun găsit, surori și frați! La o nouă ediție a rubricii Din lumea celor care nu cuvântă vă spun Alina, Adi și Elena. Pentru astăzi v-am pregătit ursulețul cu pungă coala, pisica extraterestră și cele mai mari feline, tigru. Ursulețul cu pungă coala. Ursulețul coala este un animal marsupial care trăiește în pădurile de eucalipt din Austria de Est. El este de aproximativ 70 de centimetri. Blana sa este de culoare gri. Coala se hrănește cu frunzele unei anumite specii de eucalipt. Femelele nasc câte un singur pui. Îl ține timp de 6 luni în punga marsupială, unde aceștia se hrănesc cu laptele mamei. Pisica extraterestră se numește Sphinx. Este cea mai scumpă, dar și cea mai deșteaptă pisică din lume. Desigur, fără blană. Are un aer de pisică extraterestră, dar dacă te îndrăgostești de ea, sentimentul este definitiv. Știe să deschidă ușile și să aprindă lumina. Sphinx-ul trebuie dat cu o cremă specială. Tigru. Tigrul este cea mai mare dintre felinele mari. Toate speciile de tigri sunt amenințate cu dispariția. Tigrul siberian este cea mai mare dintre felinele din lume, putând atinge 300 de kilograme. Trăiește în regiunile nordice ale Rusiei, fiind protejat de un strat adipos. În locul în care trăiește, hrana este puțină. Blana groasă este de culoare galben-roșcată cu mult tal pentru a se contopi cu peisajul înzăpezit. Cea mai răspândită specie este tigrul indian sau bengalez. Femeia se poate cupla cu mascul sau cu altă femeie. Tigrul este un animal foarte puternic, dar după vânătoare este foarte obosit, deoarece parcurge foarte mult drum pentru a-și găsi hrana. Pentru ediția viitoare avem o surpriză. Un concurs. În ce constă acest concurs? Veți trimite poze cu animalele voastre sau desene cu animalul preferat și puteți câștiga acest minunat poster din care puteți afla foarte multe despre animal. Vă așteptăm și vă dorim mult succes! Până la ediția viitoare, vă spunem la revedere și fiți alături de lumea lui Piticot! La revedere! Pentru tine, Doamne, pentru tine, Doamne, florile înfloresc, pentru tine, noaptea, stele strălucesc, pentru tine, ploaia, picură și cântă, și în grădină cerne, bucurie sfântă. Lângă tine, Doamne, cei sărați se strâng, ție șer iertare, ochii care plâng. Amin. Thank you.
adunare, am să încep o ghicitoare. Una, două sau mai multe, toți copiii să mă asculte. Geaba lupul cască gura, am fugit, m-am dus de dura. Turcuța! Ce-ai fetiță tu-n coșul? Turcuța roșie! Oare verde, de privă și acum începe scurăstea voi. Sunt numai o fetiță ce por pe cap scufiță. Mama, tata, bunicu să vor dă roșie scufița. Mama roșu tot mă poartă, por scufița ziua toată. Și tot știu de bună seamă, scufița roșie mă cheamă. Scufiță, te scoală și repede te îmbracă să-i duci bunicu de mâncare. Ți-am pus în coș o oală cu sarmale, pâine și friptură, carne, o prăjitură, o sticlă cu vin dulce, să ai grijă să se culce. După ce mănâncă și poate bea și vin, că e slăbită viața. Să o ajutăm puțin, fetița mea, ia-ți-a mai bine, să mergi repede pe călare, să nu te abazi din drum și să ai grijă mare. De toate ce ți-am spus și în continuare ți-am pus. Să rămână, mamă, vă ține bine seamă de sfatul tău cel bun și acum plec la drum. Ce frumos e prin pădure, la 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 la, să culegi la frași și mure, la 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 la. Uite așa, uite așa, scufiță roșie, ce cauți tu prin pădure ascuns la glas de păsărele sau culești flac și mure? Bună ziua, lupule! Nu pierd vremea prin pădure, n-ascult glas de păsărele, nici nu culeg flori și mure. Mă duc la bunicuța, precum mi-a spus măicuța, să-i duc de mâncare, că-i bun la vântare. Și unde locuiește unica ta fetiță? În mijlocul pădurii este ei căsuța. Culege-i flori frumoase și fă-i un buchețel și garnizește-l bine cu flori de mușețel. Apoi pleacă cu mătrul la casa bunicuței, cu gând s-o jefuiască, punând în rău scufiței. Suntem și în pădure și știm cânta frumos, părintele, în pădure și știm cânta frumos. Scufiță roșie, că știi că te-am văzut vorbind cu lupul cel periculos, să nu rămâi plângând. Noi uite așa te sfătuim să pleci cât mai curând, că bunicuța poate așteaptă tristă și lăcrimând. Piticilor, vă mulțumesc de sfatul ce mi-ați dat, că sfatul mamei mele, dar dreptul l-am uitat. Suntem pitici din pădure și știm cât a frumos. Suntem pitici din pădure și știm cât a frumos. Hai suntem florile pădurii, hai scufice vom dansa. Nu pot mândră floricele, merg la bunicuța mea. La 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 la
micuța ta, că de mult o aștepta. Hai, pornește, nu mai sta. Suntem florile pădurii, nu pot mândre floricele, merg la bunicuța mea. La 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 cu coșulețul într-o mână și buchetul în cealaltă, ajunse fine fetița, lupul de făcut în babă, abia o aștepta pe fată. Ce ochi mari, ce gură mare și ce dinți ai, bunicuțo! Lupul lăcomos și tare a înghițit și pe fetiță. Vânătorul om de treabă pe lupte pe tezăboară și cu mare meșterjul scoate pe amândouă afară. Ce întuneric a fost în gurta lupului? Hai fiți celălalt scârtar și scoate lupul afară, iar noi să ne bucurăm că am căpat în pierderea. Așa, ridică-te! Ce se întâmplă? Ce eu are? Îl văzut în treabă, mare. Alexandra. Vrei să-mi dacă o iubără de oameni? Niciodată din pădure nu vorbi cu astfel de oameni. Haide să ne bucurăm și cu toții să dansăm. Vânătorul ne-a scăpat de lupul cel blestemat. Unde duci tu, răgușor? La 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 la, mă duc la să mă zor. La 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 la, unde duci tu, răgușor? Yeah.
Hello, destul, hello.